Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în studioul Campus TV. Cătălin Avramescu, lider PNCC de Buzău. Vorbim în continuare despre problemele în legătură cu distribuția cornului în județul nostru. În prima parte a emisiunii, în exclusivitate, ați urmărit un dialog cu o doamnă, șofer profesionist, care a lucrat la firma Logistic Popart Media SRL din Turda, firma care a câștigat licitația la nivelul județului nostru pentru a produce și distribui cornurile. Și doamna a lucrat chiar șofer de distribuție pentru cornuri, tot pentru școli, evident, și care ne certifica, dânsa spunea, efectiv de probleme cu care se confrunta. A lucrat doar 3 săptămâni pentru că spunea dânsa că nu a fost plătită conform unui angajament pe care l-ar fi avut cu patronul respectivei firme, că în această perioadă nu i s-au făcut forme legale, practic i se dădea o dubiță cu care să meargă cu cornurile la copiii din Turda și din câteva școli din împrejurimile orașului Turda. Și la fel doamna spunea și multe alte probleme legate de starea tehnică a dubițelor, de faptul că unele cornuri care rămâneau din hala de producție erau lăsate mai multe zile și apoi amestecate cu cele proaspete și distribuite către elevi. De asemenea că a avut probleme, așa cum și șoferii care distribuie la nivelul județului nostru au probleme în legătură cu faptul că se întârzia distribuția, nu din vina șoferilor, ci din vina faptului că producția în sine întârzia, adică se luau acele cornuri din fabrică destul de târziu și se pleca cu ele pe traseu mai târziu. În ultimul rând a spus că a avut și situații în care directorii au refuzat acele produse pentru că erau învechite sau pentru că nu erau trecute datele de expirare pe produse. În ultimul rând, doamna spunea că acele cornuri, unele dintre ele, erau reambalate. Vorbim în continuare așadar cu domnul Avramescu despre ce au reclamat în continuare directorii de școli din județul nostru. Astăzi a fost prima ședință a anului școlar, de la începutul acestui an școlar, și cel mai dezbătut subiect a fost, evident, cel al problemelor cu cornul și laptele. Haideți să urmărim câteva dintre aspectele desprinse de la ședința de astăzi, cu reclamațiile din partea unor directori și cu răspunsurile și cu rugămințele din partea reprezentanților Consiliului Județean care au participat la această ședință. Haideți să urmărim material. Și la dumneavoastră la fel au fost ieri? Mă refer la cornul, nu la altceva. N-au fost cornuri. N-au venit. Au venit, ați poate, de cornul pentru ieri. Dar ieri n-au venit. Și au adus biscuiți de cornul. Deci, le refuzați pur și simplu. Și avem 6 sau 5 structuri și nu putem fi prezenți în toate la o oră aleatorie. Domnul, da. La noi, la Siriu, joia n-am ce să le dau, pentru că cornurile îmi vin la 8 seara, 7-8 seara, trebuie să vină oameni de serviciu să le primească. Iar vineri trebuie să le dau și cornul care trebuia să-l dau joi. Deci joia este în vid. Nu au mașini de transport suficiente, probabil. M-au întrebat, v-au venit? Da, ne-au venit, dați-mi poze, cum sunt, păi smulge-te. Ne-am dat poze, le-au transmis acolo. Formă, mai aveți o problemă? Da, avem. Ne vin joia cornurile, care trebuia să le dau dimineața, ne vin la ora 8 seara. Și trebuie să aduc și oameni de acasă. Ca noi putem să luăm măsuri, trebuie să fim informați. Iar informația trebuie să fie transmisă în scris. Astfel încât fie să reglăm aceste aspecte și produsele să fie livrate la termenele stabilite, fie să luăm alte măsuri prevăzute de contract. Nu știu ce se întâmplă, de ce ne este frică și nu ați comunicat, deși cred că ați observat că eu m-am rugat să-mi transmiteți în privat, deci pe număr de telefon, WhatsApp, încât să nu știți fiecare ce nemulțumit au colegii dumneavoastră. Dezamăgirea a ținut cam o zi, pe urmă am văzut că ați prins curaj. Da, au prins curaj directorul și este foarte bine, poate apelurile repetate au reprezentat practic și un avânt pentru mulți directori care
din diverse motive au preferat să nu ia măsuri, adică să nu ia atitudine. E bine că din ce în ce mai mulți directori, totuși în ultimele două zile cel puțin, reclamă pe bandă orlantă astfel de probleme. Domnul Avramescu, ați auzit. Spuneam și la emisiunea de ieri că mi se pare că suntem într-un film din ăsta tragico-comic, cu o regie foarte bine conturată. De ce? Pentru că în fiecare zi afli tot felul de grozăvii. Ați auzit pe domnul director de la Siriu, care spunea că la noi joia vine cornul la 7 seara și că trebuie să-i chemăm pe ăștia de acasă, angajații de la școală, administratorul ăia, băi, ia veniți că au venit cornurile să le luăm în primire și că nu vine că n-ai cum să le dai a doua zi, în condițiile în care cornul oricum expiră în 3 zile, atât. În alte localități nici nu ajung. Iar în alte localități nu ajung și aceea și eterna problemă care văd că și asta continuă, biscuiți în loc de cornuri. Biscuiții țin mai mult. Biscuiții, da, în 2020 expiră. Cred însă și cu ocazia asta vreau să fac un apel și către autoritățile din Buzău, pentru că văd că autoritățile din Buzău se mișcă, din alte județe, nu știu cât ori sus se miște. Cred că ar trebui făcute niște controle pe baza la ceea ce s-a auzit în această emisiune și la angajații acestei firme care lucrează în Buzău. Dacă sunt angajați legal cu carte de muncă, dacă au toate formele în regulă. E foarte posibil ca și aici să apară mari surprize. Da, interesant acest lucru, pentru că bine, să nu se transformă neapărat într-o vânătoare de vrăjitoare, dar trebuie reglementate și astea, pentru că iată, spuneam că ieri, cazul de ieri din zona Mărăcineni, cu o dobiță care nu era autorizată sanitar. Da, în condițiile în care firma angajează pe internet șofer cu dubiță, trebuie văzut dacă îi angajează efectiv sau doar îi pune să transporte aceste produse. Bun. Haideți să dăm și declarația președintelui Consiliului Județean, declarația de astăzi, șefului administrației județene, Petre Emanuel Neagu, cel care a vorbit despre mai multe lucruri. Unele dintre ele le-am dat de săptămâna trecută și acea analiză despre care am și vorbit, că prețul până la urmă al pachetului pentru elevi, corn, lapte, mere și biscuiți, toate aceste produse costă, deci pentru un elev, 2 lei. Și chiar sesiza acest lucru în analiza dânsului că, domne, până la urmă îți bați joc de copii dându-le produse în valoare de doar 2 lei. Și că aici trebuie umblat și că nu se poate trebuie alocată o sumă mai mare ca lucrurile să fie bune și din punct de vedere al calității și din alte puncte de vedere. E bine, astăzi s-a reluat discuția legată de o posibilă reziliere pe care, repet, noi nu ne dorim și chiar nu vrem să ajungem aici, ci vrem ca lucrurile să se așeze și să intre într-o normalitate și copiii să aibă la timp cornurile pe masă, să fie proaspete, să fie etichetate, să fie fără probleme, ca să nu mai avem ce discuta, că până la urmă poate am ratat multe subiecte în campania asta, dar din păcate rămâne cel mai important, pentru că noi vorbim de sănătatea elevilor acum. A vorbit și despre reziliere, spuneam, de această posibilitate, dar și despre ce va face Consiliul Județean în continuare, în paralel cu ceea ce face și prefectura. Haideți să urmărim declarația președintului Consiliului Județean. Eu aș ruga instituțiile în drept să-și facă treaba, firma poate fi amendată, poate fi penalizată. Adică vreau să trecem de povestea că doar dăm declarație, ieșim frumos, eu știu, la presă, la domniile voastre sau pe rețelele de socializare și doar atât. Aș ruga părinții, profesori sau deci toți cei care sunt implicați să facă sesizări acolo unde trebuie, implicit la Consiliul Județean. Simplu le-am cerut, produsele să fie de calitate, gramajul să fie respectat, rețeta să fie respectată, iar
cel mai important lucru, pentru că celelalte am văzut că s-au rezolvat, să respecte programul școlar. Că degeaba aduci laptele, cornul, biscuiții, mărul la ora 3, când o mare parte din copii sunt deja acasă. Deci asta le-am cerut. Domnul președinte, ați vorbit cu domnul Pop? Domnul Pop, cred că trăiește în Ardeal, sau cred că da. Este foarte greu să, și nici nu ar fi treaba mea. Am luat legătura cu reprezentanții acestei firme. Ei consideră că programul se desfășoară într-o oarecare normalitate și că au avut ceva deficiențe. E ca la școală. Știți, nu mai fac, am luat astăzi un bine, dar mâine iau FB. Ok, foarte bine, dar eu cred că începând de ieri, de astăzi și în fiecare zi, programul să aibă o ritmicitate. Se vor face controle, ca numai așa văd că se poate la noi, inopinante, așa, și dacă se vor găsi nereguli, cu siguranță se va merge de la sizarea OPC-ului chiar la plângeri penale. Adică, indiferent cine, ce și cum, când îți asumi ceva, trebuie să duci la îndeplinire. Pentru că și firma respectivă a văzut care sunt condițiile în caietul de sarcini și a asumat, a câștigat licitația și trebuie să ducă programul așa cum el este stabilit. Cred că și-ar dori cineva să ajungem la rezilierea contractului. Eu sper că nu, pentru că în momentul în care se reziliază contractul, copiii nu mai pot beneficia de acest. Dar dacă lucrurile nu decurg într-o normalitate, bineînțeles că se poate ajunge și la rezilierea contractului. Noi putem să luăm măsurile alea extreme, dar bine argumentate, de a rezilia contractul. De ce am spus eu, Doamne ferește? Pentru că aici am intrat într-o altă poveste. În momentul în care reziliezi un contract, oamenii au firme de avocați, te duci în instanță și așa mai departe. Și pe urmă riși să, ăla în loc să câștige 2 lei sau cât câștigă el din 2 lei jumătate, probabil, habar n-am, nu știu, nu mă pricep că nu sunt om de afaceri, s-ar putea să câștige 3 lei prin daunele care ni le-ar cere nou. Da, vă rog, domnul Avramescu, foarte pe scurt, suntem într-o întârziere cu emisiunea, adică da, ne vom întinde un pic, dar vă rog. Lucruri importante, vă rog. În primul rând că nici eu nu cred că ar fi bine să se ajungă la o reziliere, ci asta dintr-un spirit de solidaritate. Pentru că în acest moment, noi buzoienii, în primul rând prin mass media, prin dumneavoastră, dar și prin autorități care sunt foarte deschise la aceste probleme, ne luptăm acum și pentru cei din Turda, și pentru cei din satul mare, și pentru cei din alte județe, acolo unde sunt cu siguranță aceleași probleme, pot fi chiar și mai mari decât la Buzău. Dar lucrurile sunt efectiv înghețate, nimeni n-are curajul să zică nimic. Oamenii care n-ar avea nimic de suferit dacă ar spune ce se întâmplă, sunt nepăsători, sunt lipsiți de empatie și iată că acum, practic, pe această problemă Buzău a devenit centrul României. Dacă contractul se reziliază și firma pleacă din Buzău, este și problema asta cu procesele care vor urma, pentru că au bani de avocați, au bani destui de avocați, tot da. Statul României le-a dat și banii aceștia. Dar din fonduri europene, ca să știi. Exact, dar proces. Pe de altă parte, dacă apucă să plece de aici, este o mare șansă ca acest scandal să fie îngropat. A fost o problemă la Buzău și atât. Nu. Este o problemă la nivel național. Trebuie spus asta. Bun. Legat de reziliere, dați-mi voie să vă citesc dintr-o notificare trimisă de Consiliul Județean, în posesia care am intrat. În acest moment, Consiliul Județean, în relația cu firma din Turda, a luat o poziție bună, firească, aproape tranșantă, și doar de firma din Turda depinde ca în județul Buzău să nu avem copii care nu o să mai beneficieze de corn. Pentru că dacă se va ajunge la reziliere, sunt convins că vor exista oameni care vor da vina pe ăștia de la Buzău.
că uite, domne, că i-a speriat pe aia, că ea nu știu ce și că ori s-au retras, ori s-a reziliat contractul, că nu trebuia, că au rămas copiii fără cornuri. Repet, din punctul meu de vedere, dacă se va ajunge la această măsură extremă pe care, repet, nu ne-o dorim și nu este normală, firma este singura direct responsabilă de acest lucru. Consiliul Județean a notificat firma respectivă și efectiv este în procedura de demarare a demersurilor, evident, pentru rezilierea contractului. Mai bine spus, notificarea sună așa: prin prezenta vă comunicăm că în urma sesizărilor primite de la unitățile de învățământ și a verificărilor efectuate de reprezentanții Consiliului Județean în școli cu privire la derularea contractelor de furnizare a produselor de panificație în cadrul programului pentru școli, s-a constatat că nu v-ați îndeplinit obligațiile contractuale prevăzute la articolul 8 din contracte numărul 53, 54, 55 și 57 din 14 august 2019, identificându-se probleme grave respectiv. În foarte multe unități de învățământ nu a distribuit sau a distribuit parțial produse aferente primei săptămâni de școală. Nu s-a respectat graficul de livrare prevăzut în anexele contractelor. În multe unități de învățământ produsele nu au ajuns în timp util pentru a fi consumate de copiii de la grădinițe și de elevii ciclului primar. În câteva unități de învățământ cornurile distribuite erau mucegăite, urmând să se sesizeze instituțiile abilitate. În alte unități școlare, o parte din produse prezentau urme suspecte anterior ambalării. Multe produse prezentau ambalaje parțial deteriorate, data de valabilitate inscripționată pe ambalaj nu era vizibilă sau lizibilă, ori nu exista deloc. Drept urmare, vă solicităm să remediați toate problemele sesizate. În caz contrar, prezenta, adică notificarea, ține loc de punere în întârziere, atenție, rețineți acest termen, în conformitate cu dispozițiile articolului 1522 din Codul Civil. Punerea în întârziere este, de fapt, potrivit Codului Civil, o notificare pe care o autoritate aflată în contract, în cazul nostru, da, cu o societate pentru a distribui corn în școlile din județul nostru. Deci această punere în întârziere este de fapt atenționarea că s-au început procedurile de reziliere a contractului. Încă un amănunt. Termenul de executare este de 5 zile. Deci, Consiliul Județean practic avertizează, atenționează firma ca în termen de 5 zile să regleze toate aceste probleme în așa fel încât să nu mai existe. În caz contrar, se va merge în continuare și se va face, de fapt, operațiunea asta concretă de reziliere. Este un ultimatum, practic. Să sperăm că nu se ajunge la nici reziliere. Sunt multe motive pentru care nimeni nu cred că ar trebui să-și dorească o reziliere. Ne dorim ca această firmă să prospere, să realizeze în continuare contracte, însă livrând copiilor produse de calitate ireproșabilă, la timp și fără alte probleme. Cred că sunt aproape convins că vor apărea și în perioada următoare mari nereguri legate de această firmă, mai ales că aici la Buzău, uitați, e un lucru deosebit. Noi discutăm deschis despre lucrurile astea, le spunem pe față, în alte județe nici nu se discută. Tocmai pentru că s-a întâmplat lucrul acesta, cred că toate persoanele care se sesizează nereguli trebuie să ia atitudine, să vorbească și să le transmită ori către prefectură, ori către mass media, ori către Consiliul Județean, pentru că, iată, reacțiile cetățenilor sunt cele care schimbă lumea în care trăim. Fără aceste reacții nu putem trăi într-o lume mai bună. Da, așa este vorba de o atitudine generală care ar trebui să se întâmple. Sunt date că asta se va întâmpla în continuare, din ce în ce mai multe situații în care trebuie sesizate aceste lucruri, dar evident nu
având ca finalitate rezilierea contractului, pentru că nimeni nu-și dorește acest lucru, sau poate, nu știu, își dorește cineva, dar din anumite interese, ori electorale, ori comerciale. Poate, da? Chiar este... firma asta să-și dorească să scapă de Buzău. Evident, dar cel mai bine ar fi ca, așa cum s-a angajat la licitație, să-și respecte contractul și să nu mai existe copii care, pentru că până la urmă știm cu toții că există copii care chiar așteaptă acest corn, care chiar așteaptă produsele, pauza de masă, așteaptă pauza de masă ca să consume aceste produse. Fie că vorbim de corn, de lapte, de mere sau de biscuiți. Important e ca oamenii care sunt plătiți cu bani mulți să nu-și bată joc de ei. Bani foarte mulți? Da, sunt, păi anul acesta ar trebui... Extrem de firma, mari. Și să explicăm că ne-au întrebat, dom'le, dar cum sunt plătiți oamenii ăștia? În fiecare lună, la final de lună, Consiliul Județean din toate școlile adună toate avizele, toate, mă rog, situațiile cu privire la recepția produselor. Și în funcție, se centralizează această situație și firma este plătită în funcție de ceea ce a livrat. Startul a fost un pic ratat, din păcate. Pentru că multe situații în neregulă au fost acceptate și în anale apar ok. Apar ok. Da. Din păcate. Mulțumim, ieri am făcut un apel către poliția județului Buzău să încerce să verifice dacă există aspecte de natură penală în toată această afacere, referindu-ne la substituirea de produs, adică fenomenul acesta de a aduce în loc de cornuri biscuiți, în condițiile în care pe avizul de însoțire a mărfurilor este trecut pe acest aviz ca produs corn, dar ei vin cu biscuiți și evident ne-am întrebat dacă nu cumva îmbracă acest lucru aspecte penale și multe alte lucruri care ar putea să îmbrace aspecte penale. Le mulțumim celor de la poliție că ne-au auzit și că au în vedere acest lucru și că așteaptă și rezultatele controlelor efectuate de instituțiile celelalte abilitate în a controla distribuția acestui program. În schimb, nu-i mulțumim că nu avem pentru ce directorului de la DSVSA, Adonis Dragnea. Domnul doctor, am tot așteptat 3 zile, am zis că suntem permisivi, nu v-am zis o zi, așteptam și noi procesele acelea verbale, copiile alea proceselor verbale, ale controlelor pe care dumneavoastră spuneți că le-ați efectuat ca instituție, evident, în această perioadă în legătură cu corn. Adică în această perioadă nu mă refer la săptămâna asta, că într-adevăr au fost controlele de la DSV. Nu, de săptămâna trecută, așa cum luni ați precizat în fața doamnei prefect la ședința Colegiului Prefectural. Deci, din păcate, da, nu știu, poate mâine e vineri, înainte de weekend, mai așteptăm. Doamna Vrănescu, mulțumesc pentru prezență. O seară plăcută vă doresc și eu și la fel le doresc și celor care ne-au urmărit. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Să aveți parte de o seară plăcută. Vă recomand să urmăriți la 19:30 jurnalul Campus TV. Mirela Copariu vă așteaptă cu știri ca de obicei proaspete și interesante. Numai bine, la revedere!